Să te binecuvânteze, frate Florin, și să ne binecuvânteze Domnul și pe noi. Mare bucurie era pentru oamenii care știau că trece Iisus printr-o cetate și oamenii simbolizau să fie în prezența Lui și dacă se poate să ajungă, să se atingă de El, așa cum cunoaștem texte din Cuvântul Lui Dumnezeu, căci din El ieșea o putere slăvit să fie numele Lui. Și de data aceasta, orbul Bartimeu s-a folosit de prilejul acesta de a-L chema pe Iisus. Aș vrea ca în dimineața aceasta să spui întrebarea aceasta care și-a pus-o și întrebarea pe care i-a pus-o Domnul Iisus acestui om. Ce vrei să-ți fac? Dacă Iisus crezi că este în locul acesta, vă dau câteva secunde și fiecare în dreptul vostru spuneți ce vrei să vă facă Iisus. Și El va face slăvit să fie numele Lui. Credeți din toată inima că Iisus Hristos poate să facă lucrul acesta. Eu iubesc o cântare atât de mult și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze pe fratele Ionică. Ei au adus cântarea asta pentru mine și cred că pentru mulți din dumneavoastră e o cântare extraordinar de frumoasă și se nimerește cu textul din ziua aceasta. Ionică, dacă ai cântarea aceasta, pregătiți-o să o cântați. Trece Iisus pe aici. E o cântare deosebită și cred că Iisus întotdeauna trece pe aici și în prezența Lui este atât de bine. Cred că Iisus Hristos poate și astăzi să vindece bolnavi, slăvit să fie El. Dacă El a putut să-L vindece pe orbul Bartimeu, dacă El a putut să vindece pe cei doi orbi din Matei, dacă El a putut să vindece, în Luca scrie că a vindecat un orb, în Ioan spune despre un orb vindecat din naștere. Și atâți orbi și șchiopi și bolnavi pe care Iisus Hristos i-a vindecat și îi mai vindecă și astăzi, slăvit să fie. El face semne și minuni. Vă invit să cântăm cântarea aceasta. Rămânem așezați, cântăm cântarea aceasta, iar la urmă vrem să mulțumim Domnului. Și aș dori ca să cântăm din toată inima, pentru că Iisus și acum trece pe aici, slăvit să fie numele Lui. Amin. Se grea povara, nu vei chiar astăzi să te ridici. Astăzi e clipa hotărătoare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici. Ia-mă și cere îndurare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici. Ia-mă și cere. Yeah.
Iisus pe aici, cheamă și cere îndurare pe cei sus pe aici. Pe cei sus azi prin adunare, nu vede haina lui să te atingi, are putere de să fie Domnul. Domnul este aici. I-am simțit puterea, slăvit să fie numele Lui. Haideți să mulțumim pentru ziua aceasta, pentru ceea ce a făcut, ce face și va face pentru noi. Slăvit să fie numele Lui și la urmă mulțumim Domnului pentru tot ce s-a făcut în locul acesta.